Bun găsit, dragii mei, sunteți cu mine la lecția de română cu har și astăzi m-am gândit, având în vedere că urmează să-l celebrăm pe Eminescu, să realizez o scurtă activitate referitoare la Mihai Eminescu, ce vă poate fi de folos atât la clasă cât și pentru voi și vă. Am avut în vedere poezia Numai poetul. Iată poezia ce aparține marelui poet. Lumea toată-i trecătoare, oamenii se trec și mor, ca și miile de unde ce un suflet le pătrunde, treierând necontenit sânul mării infinit. Numai poetul, ca păsări ce zboară deasupra valurilor, trece peste nemărginirea timpului, în ramurile gândului, în sfintele lungi, unde păsări ca el se întrec în cântări. În special, elevii clasei a 8-a pot realiza următoarea activitate. Completa spațiile punctate cu aspecte definitorii pentru poezia eminesciană. Titlul poeziei aduce în atenție, elevii vor completa ce anume aduce în atenție acest titlu, Numai poetul. Tema textului este, și așa mai departe, completează elevii, eul liric se află în ipostaza unui. Elevii se vor gândi dacă este vorba despre ipostaza eului liric melancolic, contemplator, filozof sau îndrăgostit. Structura Numai poetul ca păsări ce zboară este o, știu elevii, ce figură de stil este, care indică, și aici vor comenta puțin această figură de stil, în concordanță cu textul dat. Adjectivul sfintele a antepus substantivului pe care îl determină, și anume, și vor completa elevii cu substantivul antepus, este un, ca figură de stil, care indică și vor completa ce anume indică. Când am citit această poezie, am văzut, am auzit și am simțit. Este acea metodă VAS, văd, aud, simt și elevii o pot folosi inclusiv în această situație. Dacă vi se pare mai bine, puteți să începeți chiar cu VAS, cu văd, aud, simt și nu neapărat cu exercițiile. Eventual, după ce faceți această activitate VAS, văd, aud, simt, să mergeți și pe spațiile punctate, pe exercițiile pe care le-am propus. Desigur, acest videoclip, dacă îl prezentați în varianta aceasta de pe YouTube elevilor, nu trebuie să-l prezentați neapărat cu sunet, pentru că voi veți vorbi în momentul în care veți realiza activitatea la clasă. Și cu gândul la elevii clasei a 8-a în primă instanță, după care și cu gândul la elevii clasei a 7-a, am propus următorul exercițiu. Ce tip de construcții verbale sau verbe se găsesc în enunțurile de mai jos? Dacă ne referim doar la clasa 7, atunci elevii vor avea în vedere acele verbe predicative, respectiv copulative, dar și auxiliare. Însă, dacă merg mai departe la clasa 8, atunci cu siguranță voi avea în vedere și construcțiile. Construcții impersonale, construcții reflexive, construcții incidente, active, pasive și așa mai departe. Iată enunțurile care pot fi reprezentative pentru activitatea noastră. Mihail Eminovici s-a născut pe 15 ianuarie în anul 1850. Iată tipul de verb, elevii vor spune ce tip de verb se regăsește aici. Marele poet s-a născut talentat. Diferența dintre s-a născut pe 15 ianuarie și s-a născut în contextul s-a născut talentat, cu siguranță vor ști despre ce este vorba. Pentru Eminescu, viața însemna poezie. Când era copist, Eminescu își însemna în agendă cele mai importante date despre marii dramaturgi. Trebuie să apreciem opera eminesciană. Eminescu a fost ajutat de către Titu Maiorescu. Se știe că poezia este o scriere în versuri în care se transmit în mod direct sentimente, emoții și idei profunde. Ce frumos este să studiem opera poetului, zise elevul. În poezia Numai poetul, eul liric pare contemplator. Se pare că vom vorbi toată ziua despre opera iubitului nostru poet. Cel mai bun prieten al poetului este Ion Creangă. Eminescu a ajuns profesor. Eminescu a ajuns la Viena. Eminescu este în sufletele noastre. Orice elev va deveni iubitor al operei eminesciene dacă va depune un efort să înțeleagă poezia. Eminescu s-a făcut poet, dar a fost sfătuit să devină cântăreț, deoarece se observase că are un talent muzical deosebit. Poezia se face cu dragoste.
Dacă ar fi trăit Eminescu, s-ar fi mirat de întrebarea celebră a oamenilor ignoranți. Dar Eminescu ce știe despre mine? Luceafărul, poezia care are, completați voi câte strofe, a rămas în inima mea. Copacul eminescian rămâne în sala de lectură. Vreau să vă spun că acest copac eminescian pe care îl vedeți în poză îi aparține unui elev al clasei a cincea și o să postez cu siguranță ce materiale frumoase voi realiza cu acești elevi. După cum știți, eu sunt Ana Maria, profesoară de limba română. Dacă doriți mai multe detalii despre pachetul complet pe care l-am pentru titularizare, respectiv pentru definitivat, mă puteți contacta fie aici pe YouTube, însă nu pot da toate detaliile pe YouTube, toată procedura, așa că îmi puteți scrie un e-mail, Ana M. Claudia, cu bară jos, cu underline, între Ana și M, respectiv M și Claudia, @yahoo.com. Sunt doctor în științe umaniste, sunt înscrisă la gradul 1, predau de peste 10 ani, am ajutat aproximativ 100 de persoane să obțină rezultate mai bune la titularizare. Dacă nu vreți să-mi dați un e-mail și preferați să mă contactați pe Facebook, sunt Claudia Ana Litere pe Facebook, Profa Haranita pe Insta, lecția de română cu Har, scris fără diacritice pe TikTok. Iată și câteva aprecieri pe care niște persoane le-au adresat în privința ajutorului pe care l-am acordat. Și sper ca toate aceste materiale pe care le realizez să vă fie de folos. Numai bine vă doresc. Spor la învățați și cu credință, cu putere, cu investiție și cu energie pozitivă să știți că le veți rezolva pe toate. La revedere, numai bine!